De asemenea, în afara acelei partide de la Ploiești s-au mai disputat alte 5 jocuri. Vom vorbi despre rezultatele înregistrate până în acest moment, în etapa inaugurală a acestui sezon de Liga a doua. Deocamdată, de la această oră, vă invit la Hermannstadt FC Buzău, unul dintre cele mai interesante meciuri ale acestei etape inaugurale, așa cum spuneam, în Liga Secundă. Iată cum se prezintă Hermannstadt. Hermannstadt, după 3 sezoane petrecute la rând în Liga 1, a retrogradat la finalul sezonului trecut. După cum probabil bine știți, Hermannstadt a pierdut barajul cu cei de la Mioveni. Așadar, să vedem componența celor două formații. FC Buzău, antrenată de profesorul Cristi Pustai. În poartă este Stoian. În apărare sunt Oteliță, Victoroschi, Ghinga și Toma. La mijloc Ciobanu, Mondragon, Ecolo și Cârstocea. În față sunt Chică Roșă și Oltean. Foarte repede și formula de start a celor de la Hermannstadt, care sunt gazdele acestei partide. Trebuie să vă spun că suntem la Mediaș, pe stadionul celor de la Gazmetan, într-un meci în care Hermannstadt a avut 2 jucători eliminați, pe portarul Cristiano și pe veteranul Dâlbea. Start așadar în Hermannstadt FC Buzău. Vă spuneam că până la această oră, în această primă etapă a noului sezon din Liga a doua, s-au disputat 6 partide. Atunci a marcat și 2 goluri Chică Roșă, acum atacat de Ionuț Stoica. Au aglomerat cei de la Hermannstadt în fața propriului careu și au reușit în cele din urmă să intre în posesia balonului. Acum o lansare pentru Bucăceanu. Bucăceanu ezită să șuteze, în cele din urmă o face și a cam închis unghiul, însă Bucăceanu, și o primă ocazie importantă, prima, iată-l aici pe Bucăceanu, profită de ezitarea lui Victorski. Polonezul îl scapă pe Bucăceanu, acesta în tricoul Rapidului. Se anunță o acțiune promițătoare a Buzăului la această fază. Șutul este bun, 1-0! 1-0 pentru FC Buzău. Dacă am văzut eu bine, Ciobanu este cel care a reușit să scuture plasa porții lui Pop. Revedem faza, acțiune personală. Trece mult, mult prea ușor acolo de Bejan. Ciobanu, la experiența sa, Bejan a fost păcălit mult, mult prea ușor. Iată, simplu jalon acolo Bejan. Ciobanu trece o schemă pe care o folosesc Sibienii la acest corner, cu o minge mișcată ușor de către Năstăsie. Vine centrarea lui Opruț, intervenția lui Stoian. Pericolul nu a trecut pentru buzoieni. O nouă centrare și cele din urmă balonul trece pe deasupra porții lui Stoian. Baba Al-Hasan așteaptă în partea dreaptă și primește Pantea. Pantea poate centra, o face pe 16 metri și gol! Balaure! 1-1, minutul 43. Cât de bine vine pentru Hermannstadt acest gol. Pe final de primă repriză, acțiunea lui Pantea a scăpat acolo, lăsat liber Pantea în partea dreaptă de acest gol. E ca o gură de oxigen. Iată-l pe Pantea, vine greu acolo, vine târziu Oltean, nu reușește să acopere acea zonă liberă, să închidă acel culoar. Oltean, care central poate evolua atât fundaș central, cât și mijlocaș defensiv. Nu sunt modificări în echipa buzoiană, semn că tehnicianul Cristi Pustai a fost mulțumit. Iată-l aici pe Oroian, Baba Al-Hasan, gol! Ce bijuterie reușește ganezul Baba Al-Hasan, minutul 48, start lansat în această repriză secundă aici la Mediaș. Hermannstadt este în față pe tabelă. Iată, echipa lui Marius Măldărășanu marchează pe final de primă repriză și în startul reprizei secunde, marchează în momente cheie,
Baba Al Hassan. Revedem acțiunea lui Oroian. Tânărul Oroian pătrunde foarte bine în careul advers. Este blocat acolo de Victorski, dar respingerea polonezului nu este grozavă. Mingea ajunge pe 16 metri. Pe site-urile de specialitate, cota de piață a lui Raul Opruț este de 650.000 de euro. Lui Cristocea. Da, este o acțiune bună cu șutul lui Năstăsie. Totul a plecat de la o minge recuperată de către cei de la Hermannstadt. Jumătate adversă. Lovitură liberă pentru formația lui Marius Măldărășanu. Bate Năstăsie în plasa laterală. Execuție aproape perfectă. Din nou Petrescu. Șutul lui Petrescu în transversală. Extraordinară execuția noului capitan al lui Hermannstadt. Sub balon care ajunge la Alex Munteanu. Ciobanu pentru Munteanu. Ecolo! Ce ocazie are Buzăul! Cât de frumos au reușit să deseneze băieții lui Cristi Pusta acest contraatac. Ciobanu, Munteanu și Ecolo. Acesta a fost traseul. Ecolo minge pentru Petrișor Petrescu. Jucător cu o viteză excelentă. Este faultat acolo de Ghinga și să vedem culoarea cartonașului. E roșu. Buzăul merge din rău în mai rău din postura de ultim apărător. Iată-l pe Petrișor Petrescu. Ia fața lui Ghinga. Este fault indiscutabil. Și Ghinga pleacă la cabine. Petrișor Petrescu și Raul Opruț în preajma balonului. De așteptat să bat Petrescu. Se întâmplă acest lucru. Minge pe direcția lui Relu Stoian. O minge care în mod normal nu ar fi trebuit să-i creeze mari emoții lui Stoian. Și cu toate astea, timpul joacă pentru echipa lui Marius Măldărășanu. Cât pe ce să asistăm la un autogol. Chiar aici la Mediaș. Oh! Cât pe ce să asistăm la un eurogol, la un nou eurogol. Lui Ciobanu. Minutul 48. Lovitură liberă. Execuție modestă. Contează rezultatul înscris pe tabelă. Szabolcs Kovács pune capăt acestei partide, așadar Hermannstadt învinge FC Buzău cu 2-1.